Samuel 20. David a fugit din Naiot de lângă Rama, s-a dus la Ionatan și a zis: Ce-am făcut eu? Care este nelegiuirea mea? Care este păcatul meu înaintea tatălui tău de vrea să-mi ia viața? Ionatan i-a răspuns: Ferească Dumnezeu, nu vei muri. Tatăl meu nu va face niciun lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de știre pentru ce mai răspunde el lucrul acesta. Nu este nimic. David a zis iarăși jurând: Tatăl tău știe bine că am căpătat trecere înaintea ta și va fi zis să nu știe Ionatan, căci s-ar întrista. Dar viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine și moarte. Ionatan a zis lui David: Pentru tine voi face tot ce vei vrea. Și David i-a răspuns: Iată că mâine este o lună nouă și ar trebui să șed să mănânc cu împăratul. Lasă-mă să mă duc și să mă ascund în câmpii până seara zilei a treia. Dacă tatăl tău va băga de seamă lipsa mea, să-i spui: David m-a rugat să-l las să se ducă până la Betleem în cetatea lui, pentru că acolo se aduce pentru toată familia o jertfă de peste an. Și dacă va zice: Bine, atunci robul tău n-are nimic de temut. Dar dacă îl va apuca mânia, să știi că pierea mea este lucru hotărât din partea lui. Arată-ți dar dragostea pentru robul tău, căci ai făcut cu robul tău un legământ înaintea Domnului. Și dacă este vreo nelegiuire în mine, ia-mi tu viața, de ce să mă mai duci până la tatăl tău? Ionatan i-a zis: Departe de tine gândul să nu ți dau de știre. Dacă voi afla că pierea ta este lucru hotărât din partea tatălui meu și amenință să te ajungă. David a zis lui Ionatan: Cine îmi va da de știre dacă tatăl tău nu-ți va răspunde cu asprime? Și Ionatan a zis lui David: Vino să ieșim pe câmp. Și au ieșit amândoi pe câmp. Ionatan a zis lui David: Iau martor pe Domnul Dumnezeul lui Israel, că voi cerceta de aproape pe tatăl meu mâine sau poimâine și de va gândi bine de David. Domnul să se poarte cu Ionatan cu toată asprimea, dacă nu voi trimite pe nimeni să-ți dea de știre. Dacă tatăl meu va găsi cu cale să-ți facă rău, iarăși îți voi da de știre și te voi lăsa să pleci ca să te duci în pace și Domnul să fie cu tine cum a fost cu tatăl meu. Dacă voi mai trăi să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului și dacă voi muri, să nu ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului. Căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David, Domnul să se răzbune pe vrăjmașii lui David. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui. Ionatan i-a zis: Mâine este lună nouă, se va băga de seamă lipsa ta, căci locul tău va fi gol. Să te pogori a treia zi până în fundul locului în care te ascunzese în ziua când cu întâmplarea aceea și să rămâi lângă piatra Ezel. Eu voi trage 3 zăgeți înspre piatra aceasta ca și când aș lovi la țintă. Și voi trimite un tânăr și voi zice: Du-te, te găsește săgețile. Dacă îi voi zice: Iată că săgețile sunt dincoace de tine, ia-le. Atunci să vii, căci este pace pentru tine și n-ai de ce să te temi de nimic, viu este Domnul. Dar dacă voi zice tânărului: Iată că săgețile sunt dincolo de tine, atunci să pleci, căci Domnul te trimite. Domnul este martor pe vecie pentru cuvântul pe care ni l-am dat unul altuia. David s-a ascuns în câmp. A venit luna nouă și împăratul a luat loc la ospăț ca să mănânce. Împăratul a șezut ca de obicei pe scaunul lui lângă perete. Ionatan s-a sculat și Abner a șezut lângă Saul, dar locul lui David a rămas gol. Saul n-a zis nimic în ziua aceea, căci, zicea el, s-a întâmplat. El nu este curat, negreșit, nu este curat. A doua zi, ziua a doua a lunii noi, locul lui David era tot gol și Saul a zis fiului său Ionatan:
pentru ce n-a venit fiul lui Isai la masă nici ieri, nici azi? Ionatan a răspuns lui Saul, David mi-a cerut voie să se ducă la Betleem. El a zis, dă-mi drumul, te rog, căci avem în cetate o jertfă de familie și fratele meu mi-a spus lucrul acesta, deci dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi voie să mă duc în grabă să-mi văd frații, pentru aceea n-a venit la masa împăratului. Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan și i-a zis, fiu rău și neascultător, nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale? Căci câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăția ta. Și acum, time-te să-l caute și să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte. Ionatan a răspuns tatălui său Saul și i-a zis, pentru ce să fie omorât? Ce a făcut? Și Saul și-a îndreptat sulița spre el ca să-l lovească. Ionatan a înțeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. S-a sculat de la masă într-o mânie aprinsă și n-a luat deloc parte la masă în ziua a doua a lunii noi, căci era mâhnit din picina lui David, pentru că tatăl său îl ocărâse. A doua zi de dimineață, Ionatan s-a dus pe câmp în locul în care se învoise cu David și era însoțit de un băiețaș. El i-a zis, dă fuga și găsește săgețile pe care le voi trage. Băiatul a alergat și Ionatan a tras o săgeată care a trecut dincolo de el. Când a ajuns băiatul la locul unde era săgeata pe care o trăsese Ionatan, Ionatan a strigat după el, iată că săgeata este dincolo de tine. I-a strigat iarăși, iute, grăbește-te, nu te opri. Și băiatul lui Ionatan a strâns săgețile și s-a întors la stăpânul lui. Băiatul nu știa nimic, numai Ionatan și David înțelegeau lucrurile acesta. Ionatan a dat băiatului armele și a zis, du-te și du-le în cetate. După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând. Și Ionatan a zis lui David, du-te în pace, acum când am jurat amândoi numele Domnului zicând, Domnul să fie pe veci între mine și tine, între sămânța mea și sămânța ta. David s-a sculat și a plecat, iar Ionatan s-a întors în cetate.